Doamnelor, domnilor, bine, v-am regăsit la Eurodicționar. Fără îndoială că cea mai importantă informație acestei perioade este aceea că Republica Moldova are un nou ambasador în Statele Unite ale Americii. Este cu adevărat important să vezi cine reprezintă Republica Moldova în cea mai importantă putere a lumii în acest moment, într-unul din statele cheie și am putea spune stat partener strategic al Republicii Moldova. E clar că funcția este extrem de importantă și e clar să înțelegem pentru toți cine ne reprezintă și în fond cum ne va reprezenta. Sunt chestiuni și întrebări fundamentale care țin de uh, mai mult decât o simplă prezență diplomatică într una din capitalele lumii. Așa că eu trebuie să recunosc că pentru mine acum, e jurnalistic vorbind, uh, iarăși important, faptul că acest nou ambasador al Republicii Moldova la uh, Washington este uh, în fața unei triple premiere uh, absolute, aș putea spune așa, pentru că pentru Cristina Balan este și asta e important pentru mine, prima prezență uh, mediatică, prima prezență într-o emisiune, după ce ani de zile am tot încercat să o aducem și n-am reușit, veți înțelege de ce. Pe de altă parte, evident, este o premieră în viața ei pentru că accede în cariere diplomatică și nu oriunde, ce aș putea spune, chiar în top. Și, în afară de asta, este prima femeie ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite și nu numai, și, dacă mă înșel, mă va corecta, este primul ambasador femeie din cadrul țărilor parteneriatului estic la Washington. Așa că am să spun Cristine Bolan, bun venit, și am să profit de faptul că încă nu s-a dus la post și nu mă voi adresa foarte diplomatic, nu voi folosi cu voia ei și a dumneavoastră apelativul clasic Excelența voastră. Sau, dacă vreți, voi face o combinație nu foarte poeticoasă, Excelența voastră, bine ai venit! Bine v-am găsit, merci mult, Cristi, mă bucur și eu să am acest debut cu tine, pentru că ne cunoaștem de mai mult timp și chiar mă simt foarte bine aici în studio. Eu mă bucur foarte mult și, într-adevăr, ne cunoaștem de ceva vreme și nu mint când spun că de mult am încercat să o provoc pe, pe Cristina în mai multe etape ale carierei, să spunem așa, la această emisiune. Nu s-a uh, uh, reușit nicicum, dar uh, să lăsăm la, la o parte ce n-am reușit, pentru că, în sfârșit, este aici, dar vreau să încercăm să înțelegem până la urmă cine este Cristina Bolan. Uh, aș vrea să te rog să începutul, în dacă ești de acord. Să vorbim puțin despre familia în care ai crescut, despre familia ta. Despre istoricul profesional, să-l luăm rând pe rând, pentru că trebuie să înțeleagă lumea până la urmă. Eu mi-am făcut temele aici, văd că și tu ai venit cu niște. Da. Asta e bine. Bun. Cine ești până la urmă, Cristina Balan? De unde provii? De unde ai apărut tu în Republica Moldova și în ce familie? Da, acum aș vrea să încep cu prezentul și apoi să, 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 să merg în trecut, pentru că asta este cel mai important. Sunt vicepreședintele Partidului Democrat, sunt responsabilă pentru relațiile externe ale Partidului Democrat, de asemenea sunt implicată și în procesul de elaborare de politici externe, economice și altele. Precum ați observat, probabil deja Partidul Democrat este destul de activ pe plan internațional, colaborăm intensiv cu media ex din exterior, colaborăm intensiv cu instituțiile cheie care ne ajută să asigurăm parcursul european al țării și mă bucur că am o echipă foarte puternică, formată atât din seniori cât și juniori, care contribuie la acest succes al nostru. Într-adevăr, am început cu momentul foarte prezent. Este exact ceea ce ai făcut până când ai fost, iată, numit ambasador în Statele Unite ale Americii. Ce a fost înainte de asta? Trebuie să existe și un background profesional care, cumva, nu știu, trebuie să vedem de unde ai venit, cum ai ajuns în politică. Și asta este, iarăși, important. Și apoi mergem noi. Da. În politică am intrat treptat, step by step. Niciodată nu m-am văzut politician, probabil, pentru că. Mi-am făcut studiile aici la Chișinău, sunt economist de formare, am studiat, am, sunt specializat în management, am, fost, am devenit manager la vârsta de 25 de ani, deja conduceam o echipă de 60 de oameni, am activat în diverse domenii, în mare parte au fost companii mari, multinaționale. Și de regulă a fost, am fost în, în conducere, în, în top managementul acestor, acestor companii. De asemenea, deci printre aceste companii se află, se, se regăsesc, de exemplu, VoxTel, care era pe vremuri prima companie internațională din Republica Moldova. Ulterior am activat în cadrul companiei PricewaterhouseCoopers, care este iarăși o companie de top. De asemenea, am condus și un program finanțat de USAID, deci a cunoscut foarte bine cum lucrează americanii. De asemenea, am adus, am chiar am deschis filialele unor companii internaționale, am lucrat cu investitori atât din Germania, din România, dar și din Statele Unite. Deci am uh -huh. deschis chiar o reprezentanță a unei companii din Statele Unite în Republica Moldova. Economist, manager, asta înseamnă că, într-un fel sau altul, te-ai putea defini și ca fiind. Tehnocrat se folosește destul de des acest termen ă, astăzi. Definitiv, da, absolut, chiar aș vrea spune, să spun și sper să rămân la fel. Bun, tehnocratii în general nu sunt foarte romantici, așa de felul lor. Ei se uită mult mai atent la tot felul de cifre, indicatori, bilanțuri, chestiuni clare. Te caracterizează asta? Exact. Unii se complac poate le, mai mult, le place procesul. Eu mă bucur când văd rezultatele muncii. Cred că, dacă nu mă înșel, există acel concept de result oriented. Da. Asta vrei tu să vezi, at the end of the day, sau bottom line, ca să folosim terminologia anglosaxonă, când tragi o linie, bilanțul trebuie să fie pe placul Cristine Balan. Exact. Am înțeles. Bun. Um, ok. Lumea, cred că ar vrea să știe puțin mai mult. Ai promis și atunci te duc înapoi. Mm -hmm. da? uh, hai să vorbim despre familia ta, soț, copii, dacă ești de acord, măcar să te cunoască lumea și din această perspectivă. Da, bineînțeles. Sunt o femeie împlinită, am doi copii, de care mă bucur în fiecare zi. Am un soț care mă susține și este, el singur spune că este my number one fan, este fanul meu. Nu știu ce m-aș fi făcut fără el chiar. N-aș fi fost aici, probabil, dacă n-ar fi fost soțul meu alături de mine. Acum am permit eu să fac o mică paranteză, îl cunosc foarte bine pe Radu Balan, este într-adevăr un, un personaj absolut remarcabil. Eu cred că, într-un fel sau altul, aici se produce o completare fericită. Se spunea deseori că undeva în spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică, iată că în spatele unei femei puternice și de succes se află un bărbat extraordinar, profesionist la rândul său. Cei care cunosc pe Radu Boalan știu foarte bine despre ce vorbesc. Eu aș vrea să te corectez, te rog frumos, nu e în spatele meu, e alături de mine. Minunat. Și asta n-a fost political correctness. Iarăși, confirm. Eu am încercat doar să mă joc cu niște formule standard. Cristina a punctat exact cum trebuie, da, ei sunt alături. Foarte diferiți, by the way, dar alături. Da, noi ne complete. Bun. Asta începește familia acum. Mergând înapoi, în ce familie te-ai născut, în ce familie ai crescut? Copilăria. Știm foarte bine contează și marchează personajul până la capătul vieții sale. Tu unde te-ai format? Cu siguranță, da. Părinții mei sunt ambi ingineri, matematicieni, m-au educat. Pot să zic mi-au dat voie să mă dezvolt așa cum am vrut eu. Mi-au deschis diverse oportunități. Pe vremuri ele nu erau multe. Chiar țin minte când mă mică am povestea că la 5 ani, fiind la grădiniță, era doar o singură grupă în care se studia limba engleză și aia era cu plată și erau bani foarte mulți. Ei erau tineri și trebuia să nu știu cumpere apartament și lucruri în casă, dar mama a ținut neapărat să plătească și să, 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 să am posibilitatea de a studia limba engleză. Atunci, poate nu era mare lucru, dar ulterior asta m-a ajutat imens pentru că limba engleză este ca și ca o limbă maternă, o cunosc la fel de bine ca și limba română și limba rusă. Și m-a ajutat foarte mult să, mi, să mă dezvolt profesional. Mi-am făcut studiile în limba engleză, am avut acces la profesori, la literatură în limba engleză și pe vremuri ea, era destul de dificil să găsești cărți despre marketing, management sau alte obiecte care erau noi atunci. Și mi-a ajutat de asemenea să mă dezvolt și pe plan profesional, pentru că limba engleză era foarte importantă atunci când lucrezi într-o companie internațională și când toată comunicarea și corespondența este practică în această limbă. Deci a fost o investiție bună, până la urmă, părinții au văzut foarte bine undeva într-o perspectivă și au imaginat vreodată că vei ajunge tocmai ambasador, iată, în Statele Știți, Unite. Știți, chiar râdeam acum, glumeam cu maicul meu, fiindcă ea un pic s-a speriat, a zis, tu, ambasador, după ce facem, ce facem? Era așa pe neașteptate, dar i-am zis, mama, tu ții minte când eram micuță și îmi povesteai biografia familiei Kennedy? tu ții minte că îmi povesteai că când îmi dădeai lecții de conduită și mă educai și îmi ziceai că tu vei fi printre ambasadori. Asta era, nu știu, ceva inimaginabil pentru, pentru ea și ea îmi spunea că trebuie să fii elegantă, trebuie să fii rezervată, trebuie să fii cultă, trebuie să cunoști de toate, trebuie să cunoști istoria, literatura. Și ea m-a educat în așa stil, nu, nu doar ea și tai cum eu, bineînțeles, dar eu zic, tu mi-ai inspirat toate chestiile astea și acum tu vezi rezultatul, practic, mai programat. Asta nu e vina mea, e vina ta până la urmă. te programat, poate te-a predestinat dacă vrei, dar pe de altă parte, și acum trecem, dacă vrei, la un alt ton al discuției, pe de altă parte, totuși nu ești un diplomat de carieră. Da. Nu ești ceea ce se numește un produs al școlii diplomatice. Da. Și atunci trebuie să întreb, de ce a fost alesă Cristina Bolan și nu un diploma de carieră. Pentru că asta este o chestiune importantă. Și apoi am să mai intru și în alte chestiuni, un pic sensibile, care cu siguranță sunt uh, pentru unii intrigante. Dar asta înainte de toate. De ce tu, de ce nu un diploma de carieră? Da, numirea în această funcție s-a făcut în uh, baza sprijinului politic și este o experiență și o practică absolut frecventă de a numi pe funcții cheie oameni politici sau specialiști susținuți de către clasa politică. În Statele Unite există noțiunea de political pointe. Ceea ce înseamnă numit politic, numit politic desemnat politic, de chiar și în Departamentul de Stat, când vine o administrație nouă, persoanele cheie se, sunt numiți politici. Chiar în Statele Unite, în Washington, dacă nu greșesc, sunt foarte mulți ambasadori al altor state care sunt numiți politici, de exemplu România. Este o practică absolut normală să, să fie așa. Și, da, într-adevăr, în cazul României, încă chiar și o notă în plus de sensibilitate. Actualul ambasador al României în Statele Unite este fostul director al Serviciului Român de Informații. Iată, așadar că. Eu n-am treabă cu serviciile de informații. Dar, pe de altă parte, ai treabă cu PDM. Da? Um... Și aș vrea aici să completez, să completez dacă îmi permiți, de ce pentru americani ar fi important să aibă mai bine să aibă în fața lor un desemnat politic. Cu siguranță că un ambasador sau un diplomat de carieră s-ar descurca cu o asemenea funcții nimeni nici nu pune la îndoială acest fapt. Totodată, pentru americani este important să aibă un interlocutor în față care are acces direct la conducerea țării. Adică, dacă este un mesaj de transmis sensibil, atunci el, în 24 de ore ajunge la persoanele cheie din stat. Premierul, ministrii, speakerul Parlamentului, conducerea Partidului de Guvernare și deciziile atunci se iau foarte rapid și cred că asta este o chestie benefică pentru toți. Este și ce le pot răspunde eventual celor care s-ar gândi că asta nouă, nu știu, suplimentar acaparare de către PDM a tuturor sferelor. De ce te întreb asta? Pentru că poate puțină lume știe și e cazul să spunem asta, fie că e vorba de Statele Unite, fie că e vorba de oricare alt stat, înainte ca Republica Moldova, de exemplu, să-și numească un ambasador undeva, are loc o discuție prealabilă cu statul gazdă, cu statul primitor, se obține agrementul din partea acelui stat și abia după aceea se procedează pe plan intern la numirea ambasadorului și asta nu ține de anormalitate sau de jocuri ascunse, este pur și simplu felul în care se procedează lucrurile. Cum a fost în cazul tău? Da, -a am purtat? mers, a mers da? pe aceeași procedură standard. În primul rând s-a discutat în cadrul Partidului Democrat, apoi și în coaliție s-a discutat, s-a great asupra candidaturii mele. Vreau să vă zic că au căutat și chiar nu, nu prea vroiau să, să mă lase să plec, fiindcă sunt foarte multe procese importante acum aici în Republica ca Moldova pe care le duc și le coordonez, dar totodată au înțeles că trebuie să merg eu. După aceasta s-a propus candidatura mea a Ministerului de Externe, care la rândul său a transmis CV-ul, biografia mea și cu o scrisoare, însuțit de o scrisoare la Departamentul de Stat. Departamentul de Stat și-a dat avizul, au mai fost nu știu câte agenții, foarte multe din câte știu, care și-au dat și ei avizul și eu pot să zic că chiar am primit agremanul într-un termen relativ scurt, în șase săptămâni am primit această nouă date, șase da, săp... șase săptămâni. Nu șase luni? Nu, de, de regulă durează, poate să fie și trei luni, dar am primit, am primit destul de rapid acest agreman. Asta înseamnă că nu s-a scandalizat nimeni la Washington, nu și-au pus mâinile în cap, nu au zis, oh nu, din nou pe DM trimite pe cineva... Lucrurile A, au mers... Americanii uh, sunt uh, foarte pragmatici. Ei înțeleg văd esența lucrurilor. Pe de altă parte, nu s-au speriat în niciun fel când li s-a propus o femeie, fiind iată, și mă întorc iarăși la această premieră absolută, în care parteneriatul este. pentru prima dată și Moldova pentru prima dată trimite în Statele Unite o femeie. Cum au privit asta? În Statele Unite, femeile sunt egale, sunt... chiar nu se face absolut nicio distinție între femeie și bărbat. În plus, ei mă cunosc deja, pentru că nu e prima dată când vin în Statele Unite. Eu, prima dată, probabil, am fost în... Acum 15 ani în Washington, DC, când lucram în cadrul unui program finanțat de USAID și am fost invitată să reprezint Republica Moldova în cadrul unei conferințe internaționale, ceea ce am făcut-o, m-am descurcat destul de bine. Și după aia am tot revenit în Statele Unite, am și prieteni foarte mulți acolo, dar și colaborez. Am interacționat anterior atât cu Departamentul de Stat, am fost chiar și în Congres, am vorbit și cu congresmeni și cu staferilor, am fost și la Casa Albă. Practic lumea mă cunoaște, nu eram un om necunoscut pentru ei. Deci, contactul tău cu The American Dream, ca să spunem așa, a avut loc în urmă cu 15 ani, când tu încă nu aveai treabă cu PDM-ul. Nu aveam treabă cu PDM-ul, nu, absolut. Și nici programul acela derulat prin USAID nu avea nicio conotație politică. În general, usaid nu face lucruri politice. Ei nu, să... da, chiar în politica USAID este clar scris că n-ai voie să ai activități, să fii implicat politic. Am înțeles. Bun. Acum, pe de altă parte, iarăși trebuie să întreb. Ok, nu ai experiență diplomatică, în schimb, ai un mandat foarte clar, acceptat de ambele părți, totuși cum va arăta? cum să zic eu, programul tău diplomatic, metoda ta diplomatică, care va fi, cum îți vei derula la mandatul? Da, în primul rând, foarte multe se întâmplă în Statele Unite și au și ei preocupări cu mult mai mari decât Republica Moldova. Este foarte important să punem Moldova, Republica Moldova pe agenda. Congresul American și administrația americană, să le povestim în continuu, să fim foarte activi acolo, să le povestim despre realizările noastre, despre, despre, aspirațiile noastre, dar și despre problemele cu care ne confruntăm. Asta este, în primul rând, să atragem atenția și să, să punem pe radar Republica Moldova. Și, în general, pentru Republica Moldova, SUA este cheie, pentru că este un parteneriat strategic și nu, nu doar în domeniul securității sau economic, este un, pe toate domeniile un, un partener strategic și important și ne pot asigura, se asigur, ne pot ajuta ca să asigurăm o stabilitate în țara noastră, să promovăm valorile pro-europene, democratice și să continuăm parcursul pro-european al țării noastre. Pe de altă parte atent fiind la felul în care s-a poziționat politica externă a Moldovei în ultima perioadă și prin Tudor Olinianovski și înainte și prin demersurile Parlamentului, Moldova dorește să păstreze pe vectul european, dar cumva rămâne și geografic, vorbind un fel de punte între est și vest. Ceea ce din mandatul tău face ceva încă și mai complicat, pentru că unii au tendința să pună față în față Washingtonul cu Moscova și undeva la mijloc Chișinăul. Cum vei vedea tu această poziționare geopolitică până la urmă? PDM este un partid echilibrat și noi chiar credem că trebuie să fim să, să găsim limba comună cu toate statele cheie. Atât cu Statele Unite, cât și cu Rusia. În China sunt foarte multe oportunități și sunt, au arătat o deschidere absolută față de noi. Noi suntem mici și ar trebui să fim prieteni cu toți. Va fi interesant... Uh ca să folosesc o formulă anglosaxonă, I myself keep an eye on you, ca să spunem așa. Nu, chiar voi fi curios să văd cum anume vei reuși să faci această diplomație, care nu va fi simplă deloc în condițiile în care uh, vedem cum arată poziționarea geopolitică a Statelor Unite, de exemplu, în raport cu, numai cu China și cu Federația Rusă pe care le-ai menționat și în raportul cu care Moldova iarăși trebuie să se poziționeze foarte... Foarte complicat. De fapt, uh, vreau să te întreb iarăși mai departe, cine îți va stabili targeturile și cine te va evalua? În primul rând, primul filtru voi fi eu, pentru că sunt perfecționistă și sunt foarte exigentă, nu doar față de echipa cu care lucrez, dar și față de mine. Uneori, obiectivele la prima vedere pe care le stabilesc sau le propun par a fi realizabile, dar ulterior deja se demonstrează că, că, că avem succes. Mm. Și eu sunt destul de convinsă că o să avem succes. Bineînțeles, sunt foarte mulți factori care pot să dinamizeze aceste rezultate sau succese sau poate pot să le întârzie, dar sper să fie totul bine și să într-adevăr să, să avem realizări frumoase. Nu doar eu, dar toată echipa, pentru că nu este doar despre mine toată povestea asta. Cu siguranță n-aș putea face absolut nimic dacă n-aș fi avut susținere cât, atât de la, cât de la conducerea partidului, cât și din partea unei echipe de furnicuțe, hărnicuțe, care sunt acolo și lucrează zi și noapte și sunt foarte dedicate. Pe de altă lucruri. parte, vei avea un șef direct, care este Tudor Vianovski. Da, da, bineînțeles, filtrul instituțional sau pe plan instituțional, bineînțeles că voi stabili obiectivele împreună cu Ministerul și le voi coordona împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. Și clar că voi fi evaluată conform criteriilor lor de evaluare. Și, în afară de aceasta, pe plan politic, voi fi evaluată atât de către Partidul Democrat, cât și de Coaliția de Guvernare, în general. Ei îmi vor, da not vor da notă cât de bine reprezint interesele cetățenilor în, în Statele Unite. Așa, uite, am ajuns încetul cu încetul și la. Um, da, la interesele cetățenilor, pentru că de ce să nu recunoaștem, există o percepție destul de răspândită și nu doar în Republica Moldova că pentru foarte mulți diplomați plecarea la post nu e altceva decât un fel de sinecură, un loc frumos care ei se duc da, în vacanță, ori își fac propriile interese, ori se că călătoresc pe banii statului, ori se simt bine cu alți ambasadori, pe cine știe ce peluză drăguță undeva unde totul se petrece simplu și frumos și poporul se întreabă, bun, și noi cu ce ne alegem din treaba asta? Noi oamenii obișnuiți, cu ce ne alegem după la faptului că va pleca, de exemplu, Cristina Balan în în Statele Unite, la Washington. Da îmi, voi da, îmi voi da toată străduința ca activitatea mea în Statele Unite să aducă rezultate concrete. Și ai, ai dreptate că fiecare om de rând, când vede că un politician sau cineva, un oficial pleacă într-o într 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 țară străină, fiecare se gândește cum îmi va schimba asta viața mea, what's in there for me, există exact. așa o expresie. Uh, niciodată nu, nu o să uit despre acest lucru, și eu sunt adeptă a faptului că ideea că orice politician sau orice funcționar de stat trebuie să uite de interesele proprii, să uite de, chiar de uh, anumite simpatii personale și să acționeze în favoarea uh, oamenilor uh, pe care îi reprezintă. Deci este important să acționezi în favoarea și în interesele să aduci ceva pentru țara ta și pentru oamenii tăi. Ok, asta la nivel de declarație generală, ea trebuie cumva să concretizeze și niște fapte simple, clare, palpabile. Uh, nu știu, te gândești la ceva, să spunem, concret într-o categorie socială a Moldovei în care la un moment dat să poți să spui, iată, acești oameni vor beneficia de acest lucru pentru că eu am considerat că și-am reușit să obțin cu tare sau cu tare lucru. Da, în primul rând, dacă să vorbim despre priorități, sprijinul Statelor Unite este important pentru noi, pentru a asigura o democrație în țara noastră, o integritate teritorială și un drum clar spre vest. Asta e prioritatea numărul unu. Eu, fiind economist, deja înțeleg foarte bine cât de importantă este și latura economică și consolidarea sau dezvoltarea relațiilor economice între țările noastre. Statele Unite oferă foarte multe oportunități de dezvoltare și chiar aș vrea să aduc ceva, să aduc investiții, să, creez, să creăm locuri de muncă aici în Republica Moldova pentru a crea un vis moldovenesc. nu American Dream, dar Moldovan dream. Absolut. Și, da, de asemenea, o prioritate, tot este o chestie la care țin foarte mult și de-a lungul activității mele, unde n-aș fi lucrat, țin foarte mult la dezvoltarea tinerilor, dezvoltarea generației care vine și la orice discuție sau la orice întâlnire voi încerca să găsesc, să identific oportunități pentru ca tinerii din Republica Moldova să plece în Statele Unite să se formeze, să studieze acolo, pentru că avem nevoie de specialiști, avem nevoie de oameni care cred într-un viitor pro-european sau într-un viitor vestic și care ar putea să continue reformele pe care le-am inițiat acum. Bun, pe de altă parte, unii ar putea să se întrebe, ok, dar ce le-ar păsa americanilor atât de tare de Moldova? Cunoaștem însă faptul că există un comitet de prietenie, da, reprezentat prin doi domni, unul republican și un democrat, care nu sunt indiferenți, care și-au arătat interesul, dar poate vine să te rog să vorbești un pic mai mult despre motivele pentru care americanii, de exemplu, ar acorda Moldova, atenția pe care Moldova și-o dorește. Tu ai spus la început că vei dori ca uh, problemele Moldovei să ajungă în atenția celor de acolo. Ori trebuie să ne amintim într-adevăr că Statele Unite sunt uriașe, este cea mai mare putere a lumii în acest moment, interesul lor este major, Moldova e așa un punctișor micuț pe hartă, uh, a aduce Moldova în atenția greilor de acolo este o realizare, dar nu va fi o realizare simplă acum, cum se uită Statul Unite către Moldova, de exemplu? Vreau să spun că noi deja am pus Moldova pe radar, deja am, deci nu pornesc la zero, ei cunosc, într-adevăr este, există un grup de prietenie și cred că este și meritul nostru a Partidului Democrat că am reușit să convingem un copreședinte din partea Republicanilor, Partidului Republican să să fie de acord să devină copreședintele grupului de prietenie sau ei îl numesc Cocus. Uh -huh. Sunt grupuri de prietenie în cadrul Congresului, la fel ca și în Parlamentul Republicii Moldova. În primul rând, americanii, prin definiție, nu sunt oameni indiferenți. Când le vorbești despre aspirațiile aspirațiile tale, despre ce crezi, când împarte și îngrijorările tale, chiar când le povesteam, desori povestește istoria ta americanilor și le spunem cum am trăit noi când era Uniunea Sovietică și prin ce greutăți am trecut atunci când Moldova trecea printr-o perioadă de tranziție care nu, nu știu, nu, nici de cum nu se mai sfârșește, știi? Dar le povestești că n-am avut posibilitate, nu știu, n-aveam nici mâncare, nici nimic și era foarte dificil să-ți găsești o, un job și le povestești care sunt problemele de, de, de acum. Ei chiar vor să, sincer și din suflet, să, 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 să ajute. Asta e la nivel personal, dar la nivel politic, bineînțeles că Statele Unite au un interes în regiunea noastră, sunt știți că suntem o țară mică, există foarte multe există un context destul de complex geopolitic și cred că acest complex acest context ne ajută ne ajută pe noi să punem Moldova pe radar, fiindcă sunt anumite sunt anumite mișcări și în Ucraina și în țările vecine și de aceea pentru noi nu este, nu este dificil să vorbim despre asta. Pe de altă parte, nici simplu nu este, în măsura în care, să spunem așa, glasul politic externe în Republica Moldova nu e întotdeauna unul unitar. De când în când se mai întâmplă să auzim voce ale președinției, de exemplu, um, care e mai degrabă orientată către Est și nu spune nimeni că nu trebuie păstrate relațiile cu Federația Rusă, dar uneori destul de vehementă și de acidă această voce, ori la adresa Uniunii Europene, ori la adresa Statelor Unite ale Americii. Um, cum va reuși ambasadorul Cristina Balan să îndulcească, să spunem puțin lucrurile și să explice celor de dincolo că da, vocile nu sunt totdeauna unitare, dar intențiile pot fi neschimbate, să zicem. Ei știu foarte bine situația din Republica Moldova, ei înțeleg substraturile și înțeleg contextul și nu este nimic nou pentru ei, pentru că probabil și în alte țări există și opoziție și diferite partide și diferite voci și chiar, nu știu, poate China Vorbește unanim, știi, au aceeași politică, dar asta e clar de ce. Dar statele în care este, există o democrație, e ok să, să fie o pluralitate de opinii și fiecare e liber, e liber să, să se exprime cum dorește. Chiar și președintele țării poate să vorbească diferit de premier sau de... Uh, bineînțeles, a fost ales de către popor și are tot dreptul să-și expună părerea, pentru că reprezintă cetățenii, o parte din cet cetățenii Republica Moldova. Acum am să fac o remarcă, nu-i cer Cristine Bălan, pentru că deja este ambasador să facă niciun comentariu, dar eu voi fi foarte curios să văd când va avea loc prima vizită oficială a președintelui Republicii Moldova în Statele Unite, alături de care va trebui să fie ambasadorul, pentru că așa se întâmplă, acesta este protocolul. Voi fi foarte curios să văd cum va arăta această vizită. Domnul președinte va solicita o întrevedere, o vizită oficială și atunci, bineînțeles, că eu vom acorda sprijin. Asta pe de-o parte. Ne apropiem de, de finalul acestei emisiuni, și iarăși trebuie să pun o întrebare mai directă și mai, mai deschisă. Cristina Bolan va reprezenta Republica Moldova în cea mai importantă putere a lumii în acest moment, incontestabil, Statele Unite ale Americii. Uh, vreau să te întreb, ești, are you fully aware? Ești tot conștientă de răspunderea care cade pe merită? Pentru că orice eu știu, mică greșeală ta, acolo poate să coste foarte mult. Un ambasador dintr-un alt stat mai hai să spunem așa, altfel poziționat în lume decât Statele Unite ale Americii și poate permite să mai greșească la tine, greșelile nu Ok, nu probabil tu acum vrei ca eu să plec, <laughs> să fug, știi? Da, da, de fapt încerc să... Ui, te... pe mine. încerc, încerc să te sperii. nu te sperie de fapt? Nu, nu mă sperie pentru că, în primul rând, am o experiență destul de vastă în, în, activitatea mea, știu exact ce trebuie să fac, știu exact cum și ce trebuie să coordonez, știu exact cum trebuie să organizeze echipa pentru a realiza, pentru a atinge obiectivele stabilite, de fapt, nu greșește doar cel care nu face nimic. E ok să ai și lessons learned sau lecții învăța, pe care le vei învăța. E ok, e important să nu faci gafe foarte mari, dar eu fiind deja din domeniu, cunosc foarte bine cum gândesc, cum funcționează Statele Unite și știu foarte bine și contextul și politica externă a Republicii Moldova, nu cred că voi da greș. Chiar aici, la acest capitol, sunt absolut încrezută. Mă bucur foarte mult. Noi am ajuns într-adevăr la final și îți mulțumesc mult încă o dată pentru faptul că, deși multă vreme am tot încercat să avem acest dialog, iată-l avem cu această ocazie, care, și repet ce spuneam în începutul emisiunii, este o triplă premieră absolută. Întâi pentru că e prima emisiune de acest fel, pentru deja, iată, a doua premieră, primul ambasador femei al Republicii Moldova în Statele Unite și al parteneriatului estic în Statele Unite, respectiv a treia premieră absolută este că uh, Cristina Bălan a hotărât să pună asupra umerilor ei toată această imensă răspundere a acestei, uh, acestui mandat. Nu-mi rămâne decât să sper că într-o ocazie viitoare când vei mai veni la Chișinău să mai accepti un dialog și să vedem atunci cum ți se pare munca de ambasador deja după o perioadă oarecare de mandat. Mulțumesc cu, mult! Cu mare drag voi veni și știți, mulțumesc pentru această discuție, mi-a făcut o plăcere. Și pentru mine, la fel, mult succes! Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta este Cristina Bolan, aceasta este excelența sa, Cristina Bolan, ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. A fost ultima dată când mi-am permis un asemenea ton amical cu Cristina. Mi-l voi mai permite doar în măsura în care, uh, întoarce poate acasă pentru o perioadă oarecare, va accepta o invitație și îmi va da acceptul pentru o discuție colocvială. Încă o dată, mulțumesc, la revedere! Și să vă dau întâlnire peste o nouă săptămână la o nouă ediție Eurodicționar. Până atunci, numai bine!